Hai să dăm cumva un... O schemă așa, logic. Nu, un antonim la opusul lui a trăi în sine. Ca să vedem care sunt extremele. Antonimul a trăi în sine este suferința. A nu trăi în sine, da? Opus. Sunt atacurile de panică. Da, e ceea ce mi-a venit acum aminte. Da, am prieteni care au atacuri de panică dese. Foarte dese. E deconectat de la sinele divin și atunci nu se mai încarcă. Și nu se mai încarcă și face un atac de panic prin care să atragă atenția celor din jur, să-l susțină energetic ca să poată remedia. Doar că sunt chestii de moment, îi susține energetic celălalt. În timp scurt, tot la tine trebuie să revii. Da, am prieten pe care atacurile de panică, nu știu, i-au apucat, de exemplu, în trafic, conducând pe autostradă. Sigur. Deconectarea când nu ai pe nimeni în jur. Deconectarea de sine e mereu, da, o trebuie să oprească și indiferent să opri cineva pe lângă ei. Atragi cumva tot datorită ceea ce conții aici. Când eu sunt deconectat de mine, prima intenție care o este să fie cineva să te ajute. Asta e, noi căutăm tot să supraviețuim situației. Da? Iar atacul de panic din tot ce am cercetat eu sunt deconectarea de la sine, iar cumva partea asta materială, fizică, partea de personalitate nu mai are energie. Și tu cauți să iei o energie artificială rapidă de la ceilalți câteva momente să-ți mai revii. Cauza sau soluția, cum spune Robin, un scriitor de prin 1930, în fine, mie mi-a plăcut să cercetez asta mai vechi. Și să citești. Da. Adică aici... Am foarte multe cărți. De exemplu aici, și mulțumesc tare mult, iertați-mă într-o paranteză, da? Între aceste două coperți, Niculina a pus 10... Cărți, da. pe care le-a scris. Nouă cărți și mai e una... Separat. Adică a scris ceva, dar a și citit 10 X, cel puțin. 20 de ani am citit ca să scriu cartea asta. Robin spunea că cheia pentru o viață mai bună ești doar tu. Sau cum spun maestrii, atunci când am aflat că totul depinde de mine, m-am liniștit. Păi da, și avem soluții. În ziua de azi chiar avem soluții.